Un incendiu violent a cuprins un tren interregiu aflat în mers. Speriați călătorii au tras semnalul de alarmă. Două vagoane au fost distruse de foc. Astăzi sărbătorim unirea principatelor și 165 de ani de când domnitorul Moldovei a devenit și cel al țării românești. De la Iași până la București, oamenii s-au prins în horă. Pentru că a fost zi liberă, România a împânzit pârtiile de schi. Din această seară a intrat în vigoare un cod galben de viscol la munte. Poșta Română pregătește cel mai mare proiect de digitalizare din istoria sa. Dacă are succes, coletele vor fi livrate în 24 de ore. Iar un avion rusesc s-a prăbușit în apropiere de granița cu Ucraina. Impactul a declanșat o explozie puternică și o minge de foc. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. Autoritățile vin cu lămuriri la 6 luni distanță de la tragedia petrecută în Piatra Neamț. Atunci, Sara, o fată de 16 ani din București, a murit în casa unui tânăr pe care îl cunoscuse pe internet și care i-ar fi dat droguri de mare risc. În raportul publicat abia acum, legiștii precizează că fata a avut un sfârșit violent, dar nu a fost agresată sexual. Medicii au găsit în corpul ei substanțe interzise cu un efect mai rapid și mai puternic decât al cocainei sau amfetaminei. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Raportul final emis de Serviciul Județean de Medicină Legală Piatra Neamț arată că fata de 16 ani era virgină în momentul decesului, ceea ce înseamnă, potrivit experților, că nu întreținuse de fapt relații sexuale cu băiatul de 19 ani, când a dus-o la el acasă. Tatăl minorei vrea acum o contraexpertiză. În pozele de la medicina legală apare o rană în zona vaginală, care nu știm cum s-a produs și ce efecte a avut asupra fetiței noastre. O să facem, în intermediul avocaților noștri, niște demersuri. Decesul ar fi fost cauzat de o reacție puternică, produsă de drogurile de mare risc care i-au fost date. Moartea copilei a fost una violentă, susțin medicii legiști, și a fost provocată de o hemoragie generalizată. Pe trupul său nu au fost găsite leziuni și nici în sânge nu au fost depistate urme de alcool. Însă, în probele de urină au fost găsite 4 tipuri de droguri puternice din categoria catinonelor sintetice, niște substanțe psihoactive noi, asemănătoare cocainei, amfetaminei și MDMA-ului, dar cu efecte mult mai rapide și mult mai puternice. Drogul principal găsit în organismul Sarei este mefedrona. S-a găsit în organismul ei o concentrație de 71 de nanograme per mililitru, o concentrație foarte mare care putea să ucidă un adult, și de asemenea s-au găsit și alte substanțe precum ar fi 2-MMC, 3-MMC și 4-MMC. Este vorba de 3 droguri din categoria cristalelor, cum sunt ele cunoscute pe stradă, 3 droguri sintetice, stimulantele sistemului nervos central. Sara Ionășchiță a murit pe 31 iulie 2023, după ce, cu o zi înainte, a plecat de acasă din București la o conferință pentru elevi, organizată în Neamț. Acolo s-a întâlnit cu Mateo Gabor, un băiat de 19 ani, pe care îl cunoscuse pe internet. A intrat în casa acestui individ cu un comportament absolut normal. Nu i s-au administrat dinainte și în intervalul de timp 12 și 10 până la ora 1, 1 și 14 a început să-i se facă rău. Credeți că i-au fost administrate forțat și în cantitate și mai mare ca să poată profita de ea? Ca să poată profita de ea în mod sigur. Cazul este instrumentat în prezent de DIICOT Piatra Neamț, dar potrivit avocaților, dintre toți cei încătușați, niciunul nu mai este în arest. 33 de oameni care voiau să ajungă de la Galați până în Cluj-Napoca au avut parte de o experiență la limită. Două vagoane ale trenului în care se aflau au luat foc. Cel mai rău a fost de cei care dormeau atunci când a izbucnit incendiul. S-au trezit în fum și în strigătele celor din jur. În panica generală, cineva a tras semnalul de alarmă. Flăcările au început să prindă putere când trenul, un interregio pornit din Galați, mai avea 70 de kilometri până în gara de destinație, Cluj-Napoca. 33 de oameni erau în vagoane. Unii dintre ei dormeau atunci când s-a dat alarma. Domnule, dormeam. Mă trezesc în mirosul de fum. Focul s-a produs în vagonul cu numărul 3 și, potrivit pompierilor, cel mai probabil a fost provocat de un scurt circuit apărut la instalația electrică. Când s-a extins și la al doilea vagon, un pasager îngrozit a tras semnalul de alarmă. Dacă în prima fază oamenii s-au refugiat în zonele care nu erau afectate de incendiu, în cele din urmă au coborât în câmp. Numai fum am văzut. A luat foc în baie și... De la baie? Da, cred că de la baie. Am venit în ultimul vagon și de acolo am coborât toată lumea jos. Până să ajungă pompierii, oamenii au primit ajutor de la localnicii din zonă, care au văzut trenul care ardea în câmp.
Am eu trecut peste linie și dincolo, din caș. În sprijinul celor din tren au venit și doi polițiști, Lucian și Eliza, care au fost felicitați ulterior pe Facebook de superiori pentru curajul lor. Niciunul dintre cei 33 de pasageri nu a fost rănit. CFR Călători a transmis printr-un comunicat o variantă diferită de cea a pompierilor. Operatorul feroviar vorbește despre o așa numită sursă externă vagonului. De la un sigar, având în vedere că acel incendiu s-a propagat din zona WC-ului, între vagoanele 2 și 3. Este greu să cred, totuși, că de la o țigară aruncată în toaletă au luat foc două vagoane de călători. Trebuie văzut cum s-au făcut reviziile la aceste vagoane, cum au fost făcute lucrările de modernizare. Vagoanele care au ars au fost construite, potrivit sindicaliștilor, acum aproape o jumătate de secol. Ultima oară au fost modernizate acum mai bine de 10 ani. Cei 33 de pasageri au ajuns la destinație cu microbuzele, unii după un drum pe câmp în remorca unui mic camion. Un tânăr care cel mai probabil din cauza vitezei și a șoselei umede a pierdut controlul mașinii a intrat într-un parapet din pasajul Unirii din București. O altă mașină s-a izbit de a lui și de cea a unui bărbat care a oprit ca să-i dea o mână de ajutor. În astfel de condiții, riscul unui carambol de proporții cu un număr mare de victime este uriaș, avertizează specialiștii. Așadar, suntem sfătuiți ca în asemenea cazuri să nu staționăm și să nu ieșim din mașini în tuneluri până când zona nu este asigurată de poliție. Acum au fost 4 răniți. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Accidentul s-a petrecut la 1:33 de minute și a fost surprins de camerele de supraveghere din pasaj. În imagini se vede cum șoferul de 24 de ani vine cu viteză și pierde controlul mașinii într-o curbă. Se izbește de peretele pasajului și se oprește câțiva metri mai în față. După nici 10 secunde, șoferul și tânăra care îl însoțea coboară pe partea dreaptă a mașinii, cu toate că pe lângă treceau razant mai multe autoturisme. După 2 minute, cei doi revin la autoturism. Este și momentul în care un bărbat oprește în dreptul lor pentru a-i ajuta. Dar o a treia mașină vine cu viteză din spate și intră în ei ca în niște popice. Nu se ajungea aici dacă primul șofer ar fi semnalizat accidentul și ar fi sunat imediat la 112, iar celălalt șofer nu ar fi oprit în paralel, lucru interzis în pasaj. La intrarea în pasaj este o curbă, se văd niște urme umede, ceea ce înseamnă că acolo s-a format o peliculă de gheață datorită temperaturilor scăzute. A fost un cumul de factori care a dus la producerea acestui accident. Viteză neadaptată, condițiile de drum, oprire pe cealaltă bandă, închizând spațiul de manevră. La intrare în pasajul Unirii sunt amplasate mai multe indicatoare rutiere care le amintesc șoferilor ce reguli trebuie să respecte. De exemplu, pe acest segment de drum există o limitare de viteză de 40 de km la oră. Totodată, ei ar trebui să conducă preventiv ca să poată evita aceste evenimente. Regula principală este că trebuie să conduc defensiv. Defensiv înseamnă să mă apăr și de ce aș putea greși eu și de ce ar putea greși alții. Fiecare secundă, în fiecare fracțiune de secundă când ești la volan, trebuie să te gândești că s-ar putea să fie blocat drumul, din orice motiv. Cei trei conducători auto și un pasager au fost transportați la spital. Toți au fost testați pentru alcool, iar rezultatul a fost zero. Este zi de sărbătoare, iar cei care au avut liber de la serviciu au umplut bazinele cu apă termală sau au dat o fugă până la mare, deși a fost foarte frig. Stăm de vorbă cu unii dintre ei în câteva momente. La 165 de ani de la unirea Principatelor Române, în toate orașele mari din țară au avut loc ceremonii militare și evenimente publice la care au participat oameni de rând, dar mai ales politicieni. Sărbătoarea a fost umbrită la Focșani de un accident tragic. Un colonel în rezervă, în vârstă de 64 de ani, a suferit un infarct și a murit în timp ce participa la un maraton. Peste 8.000 de oameni au sărbătorit în Piața Unirii din Iași. Pentru unii dintre ei, plecați peste hotare, evenimentul are o însemnătate aparte. Venim din Anglia, locuiesc acolo cu familia, fetița și soțul. Sunt super emoționată, cred că se vede asta și în ochii mei. Și da, trăiesc totul cu sufletul la gură. Să-l văd pe tata, să fie frumos îmbrăcată în armată. Ai vrut să vii în hostel popular? Da, pentru că e zi națională astăzi. În mulțime și-au făcut apariția și unele personaje istorice. Eu, Ștefan cel Mare, m-am întors la urmașul meu vrednic și credincios.
Alexandru Ion Cuza. Acum 165 de ani, în această capitală, în această piață, s-a făcut unirea principalilor români. După ce au cântat și dansat, participanților li s-a făcut foame, așa că au făcut coadă la plăcinte și ceai cald. Foarte bune și gustoase. Las puțini. În capitală, Hora Unirii s-a jucat în dealul Patriarhiei, la monumentul lui Cuza. Aici au venit câteva sute de persoane, printre care și primarul Nicușor Dan. Mari înaintași, trebuie să le cinstim memoria, să nu uităm de ei și mai ales să facem România pe care și-o doreau. Președintele României și premierul au participat la o ceremonie militară specială, organizată la mormântul ostașului necunoscut. Șeful statului a ținut să le amintească celor prezenți că suntem în an electoral. Deciziile pe care le vom lua în acest an electoral vor influența cursul țării noastre. Iar fiecare vot reprezintă un angajament profund față de viitorul nostru comun. Din păcate, evenimentele organizate în cinstea Unirii Principatelor nu au fost lipsite de incidente. Maratonul Unirii de la Focșani a fost anulat, la puțin timp după ce s-a dat startul. Un bărbat de 64 de ani, colonel în rezervă, s-a prăbușit după câteva sute de metri. Oamenii au încercat să-i acorde primul ajutor, iar un echipaj medical l-a transportat de urgență la spital. În final, medicii au declarat decesul. Ilie Roșu participase la peste 200 de maratoane. El era și organizatorul crosului. Sărbătoarea Unirii ne-a adus o zi liberă, iar unii dintre cei care au vrut să profite de asta au plecat la munte. În Poiana Brașov și pe Valea Prahovei a fost o aglomerație de nedescris, dar este și zăpadă din belșug. Oamenii au fost bucuroși că au putut face câteva coborâri pe pârtie după ce au așteptat cu orele în trafic și la teleferic. Excursia de o zi este mult mai ieftină pentru că unii și-au luat mâncare de acasă și-au achitat doar transportul. În Poiana Brașov, sute de oameni au sărbat Unirea, uniți în cozi lungi. Primele la casierile de unde au cumpărat schipasuri, unde s-a așteptat măcar o oră. Următoarele la îmbarcarea în telegondolă, alte 30 de minute. Mă gândeam că o să fie aglomerat, dar nici chiar în calul ăsta. A fost așa din cauza că în fiecare zi de miercuri, cei din Brașov plătesc jumătate la transportul pe cablu. Și astăzi s-au alăturat și ei, în număr mare, celor veniți din alte părți. Noi venim de la 80 de kilometri, să sperăm că merită. Măcar dăm o tură, două. Cu același gând a plecat din București la 6 dimineața și Tudor Coroian. A renunțat însă când a dat cu ochii de atâta lume. N-are sens, nu are sens. Da, nicio problemă, mai venim un weekend, așa mai pregătiți din timp. În Poiana Brașov, doar găsirea unui loc de parcare durează o jumătate de oră. Am așteptat să plece cineva și după aceea am parcat și noi. Cei mai inspirați au venit cu trenul. Un autobuz îi duce din gară direct la telegondol. E mult mai simplu, pentru că nu sunt locuri de parcare. Pârtiile au fost impecabile, iar vremea perfectă, cu soare. Perfect! Fără tine! Cei bine organizați au reușit să facă o coborâre pe oră și la sfârșitul zilei s-au putut lăuda cu minimum 8 ture. Sinaia a devenit destinația favorită a bucureștenilor care au la dispoziție doar o zi pentru munte. La ora 9.45, în parcarea telegondolei nu mai erau locuri, iar camerele de supraveghere arătau o coadă uriașă în Valea Soarelui. La cât ați plecat de acasă? La 6. Cam de vreme? De vreme. Ce se întâmplă dacă nu pleci la ora asta? Prinzi aglomerație foarte mare. Se stă cam 20 de minute, poate chiar jumătate de oră, dar ai ghinion. Cât timp ajungi? Depinde cât de bine te dai. De regulă, alunecarea durează 5-10 minute. Apoi te așezi din nou la coadă. Ca să nu piardă timpul și să facă economii, mulți turiști mănâncă din mers ce și-au adus de acasă. Ne hidratăm, ne alimentăm cu un vin roșu și pe urmă mai mergem o dată. Și sandvișurile de aici sau de acasă? De acasă. Sau se mulțumesc cu ceva luat rapid de la chioșcurile de pe marginea pârtiei. Un hot dog cu ketchup. Aici, la stand. Sunt însă și turiști mai relaxați, care merg la munte doar pentru o scurtă plimbare. Am ajuns la 12 la Sinaia, cam așa. Cu trenul? Cu trenul. Da, pentru o zi la munte. În acest caz, excursia este și ieftină. Oamenii dau bani doar pentru transport și ceva cald de băut. Teodora Puzdrea ne spune de la Brașov cum se încheie această zi de vacanță la munte. Bună seara, Teodora!
Bună seara, Andreea, bun găsit tuturor! Ca orice zi minunată la munte, și aceasta se încheie cu un drum lung și plictisitor pe Valea Prahovei. Aplicațiile de trafic arată acum că întoarcerea din Poiana Brașov în capitală durează aproape 4 ore, așa că cei care au venit la schi dis de dimineață vor avea parte de un start dificil mâine în zori. Vă reamintesc că nici bugetarii nu au avut anul acesta punte, așa că toată lumea trebuie să fie aptă de muncă. Pe de altă parte, cei care și-au petrecut această zi la schi se pot felicita pentru că au avut vreme bună. Situația se schimbă. De la ora 18 a intrat în vigoare un cod galben de viscol, care este valabil până poi mâine la ora 10 în toate zonele montane. Va ninge, iar vântul va sufla cu putere la altitudine peste 1700 de metri. Rafalele pot atinge și 100 de kilometri pe oră, iar vizibilitatea va fi redusă. Acestea au fost informațiile de aici. Andreea? Mulțumesc, Teodora. Au fost destui și cei care s-au orientat spre zone cu ape termale, spa-uri sau băi sărate pentru o zi liberă tihnită. Dar nici acolo nu au găsit liniște. La Ocna Mureș, de pildă, turiștii care nu au ajuns dimineață n-au mai găsit loc în parcare și și-au lăsat mașinile pe marginea drumului. Iar hotelurile deschise de pe litoral au 80% dintre camere ocupate. După ce s-au concentrat să găsească un loc în care să-și lase mașina și au așteptat răbdător la recepție să plătească biletul de intrare, turiștii au umplut până la refuz bazinele cu apă sărată de la Ocna Mureș. La prânz, maică se stătea umăr la umăr în apă. Profităm de faptul că este liber astăzi și am venit la voi. Cu acest gând au pornit la drum o mulțime de turiști și fiecare a crezut că alții s-au orientat spre altă destinație. Nu am crezut că și astăzi, fiind o zi intermediară, tot așa de multă lume vine. Ce nu face omul ca să se simtă bine? Acest bărbat este bucuros că a reușit să-și adune toată familia. Suntem poate cea mai numeroasă familie de aici, că suntem 9 persoane în familie. Așteptăm acum să mâncăm ceva bun. Și chiar au așteptat ceva vreme să ia masa, pentru că și la restaurant era coadă. Aici, o porție de cartofi prăjiți cu șnițel sau carne pe grătar nu costă mai mult de 30 de lei. Foarte multă lume. Am mai fost, dacă astăzi nu. S-a format și coada, dar personal avem suficient. Biletul de intrare e 60 de lei pentru cine vrea să stea toată ziua la băi, sau 45 câteva ore. Destui clienți au în această perioadă și hotelurile de pe litoral. Cele deschise, majoritatea în Mamaia și Eforie Nord, au piscine sau centre spa. Am servit micul dejun, mergem la piscină, am făcut o plimbare pe malul mării. Și am venit să ne vedem și noi, părinții, bunicii, verișorii, să ne distrăm cu ei. Mâine avem zborul către Anglia înapoi. Mă distrez toată ziua, toată ziua, toată ziua. Destui și-au început ziua direct pe masa de masaj. Oaspeții preferă masajele de relaxare. Ele pornesc la tariful de 99 de lei pentru 25 de minute și pot ajunge undeva în jurul tarifului de 200 de lei. Avem și tratamente corporale cu flori de portocal sau cu smochine și curmare. Ne bucurăm de un grad de ocupare de 80-90%. Pentru o noapte de cazare, turiștii au plătit 600 de lei. Partea bună este că muzeele deschise astăzi au fost pline, în special cele private, ai căror administratori au intuit că mulți vor rămâne în oraș, dar nu vor sta în casă. În același timp, unele instituții de cultură de stat au lăsat lacătul pe ușă, chiar dacă numărul vizitatorilor putea fi mare. Muzeul de istorie naturală este de departe preferatul copiilor. Sute de vizitatori au intrat și astăzi în universul fascinant al creaturilor misterioase de la Antipa. Ce ai văzut și ți-a plăcut cel mai mult? Capivara. E un animal răzătoare. Aici venim mereu. E muzeul nostru preferat. De multe lucruri au auzit la școală, în sfârșit au avut și ocazia să le vadă. M-am plăcut cel mai mult dinozauri. Ce sărbători? Astăzi sărbătorim Mica Unive. Țara Românească și Moldova s-au unit în această zi. Mica Unire! Mica Unire cu România și Moldova. Mai mulți vizitatori, ca de obicei, au fost la expoziția Universul lui Salvador Dalí de la Arcub. Aici au fost expuse până în luna mai peste 170 de lucrări ale artistului spaniol. Noi ne-am gândit să venim aici la Muzeul Dalí, având în vedere că este o experiență unică. Fana artei, de exemplu, eu pictez și am zis că vreau să vin, poate mă mai inspir.
Multe muzee de stat au fost închise astăzi, pentru că oficial este zi liberă, dar cele private au profitat de ocazie și au primit mii de vizitatori. Experții în turism cultural au avertizat de nenumărate ori că închiderea muzeelor în zi de sărbătoare este complet neinspirată. Instituțiile pierd bani pentru că în astfel de zile numărul de vizitatori se poate dubla. De pildă, peste 2000 de oameni s-au oprit astăzi la muzeul privat Mina, primul muzeu imersiv din România. La spațiul imersiv sunt patru proiecții: Gustav Klimt, Alex Nimurat, Inner Constellations, Lumea subacvatică și Interstellar. Mi-a plăcut alea cu peștii. Erau mulți copii. Mami, bună! Bună, prieteni! Am venit să vedem artă imersivă de data asta și să vedem dacă ne place. La Mina găsim un spațiu interactiv, unde sunt proiectate lucrări ale unor artiști faimoși, inclusiv români. Ne-am dorit să deschidem și în zile de sărbătoare pentru a le oferi oamenilor un loc unde să vină în ziua liberă. Astăzi au fost organizate expoziții dedicate zilei de 24 ianuarie la Muzeul Cotroceni și la Muzeul Național de Istorie. 11 premii europene primite pentru felul în care și-a organizat orașul, holandezii din Utrecht au cu ce să se laude. Cum arată un loc în care omul chiar trăiește în comuniune cu natura, descoperiți în câteva momente. Sunt șanse tot mai mari ca pachetele trimise prin poștă să ajungă mai repede la destinație. Cel puțin asta promit reprezentanții Poștei Române, care au lansat o licitație pentru cel mai mare proiect de digitalizare din istoria companiei. Este vorba despre un sistem IT care îi va ajuta pe poștași să livreze coletele pe teritoriul României în maximum 24 de ore. Proiectul de digitalizare va costa peste 16 milioane de lei și ar trebui să îmbunătățească semnificativ serviciile companiei. Sistemul îi va ajuta pe clienții Poștei Române să știe în permanență unde se află coletul lor. Pentru cele trimise pe teritoriul României, timpul de livrare va fi de 24 de ore. De asemenea, transferurile în bani vor ajunge la destinatari pe loc, iar pensiile vor fi distribuite mai rapid. În prezent, serviciul de trimitere și primire a coletelor din afara Uniunii Europene funcționează greoi, dar cu ajutorul acestui sistem IT, Poșta Română speră să rezolve și această problemă. Standardul este ca 90% din trimiteri să fie vămuite înainte să ajungă în România. Adică se trimit borderourile din țara de trimitere în cele 6 ore, 8 ore, 10 ore cât durează zborul din China sau din alte țări până în România. Autoritatea vamală să proceseze aceste liste și să permită livrarea imediat când ajung în România a aproximativ 90% din trimiteri. Poșta Română are aproximativ 22.000 de salariați și peste 5.000 de oficii poștale în toată țara. Noul serviciu IT va ușura și munca angajaților, prin faptul că toate documentele vor exista în format electronic, iar hârtiile și centralizările manuale vor fi eliminate. Chiar dacă cei de la Poșta Română se străduiesc să țină pasul cu vremurile, cozile lungi și timpii mari de așteptare i-au făcut pe mulți să-și piardă definitiv încrederea în instituție. Nici nu mai știu dacă mai există Poșta Română. Da. Înainte era instituție de bază, acum nu știu ce e cu Poșta Română. Am observat că nu mai merge cum mergea înainte, e o instituție care e în descompunere parcă. Nu folosesc, de ce să spun? Pe lângă acest proiect de digitalizare, Poșta Română va construi hale logistice în care se vor scana și sorta automatizat coletele, proces care acum este făcut manual. Un alt proiect care stagnează de aproape 2 ani este construirea a 20.000 de cutii de ridicat colete. Nevoia de a-și schimba profesia sau pur și simplu o pasiune au făcut ca numărul românilor de peste 35 de ani care urmează o facultate să crească cu aproape 60% față de acum 10 ani. Pentru că sunt oameni în toată firea, sunt foarte conștiincioși, merg mereu la cursuri și în general trec examenele cu note mari. În Europa de Vest, educația la vârstă adultă este ceva obișnuit, iar un studiu recent arată că școala crește speranța de viață. La 88 de ani, Aurel Voicu merge la facultate ca un student pasionat. Nu are absențe, iar pe biroul amenajat acasă are la îndemână cursurile și calculatorul. În 1968 a absolvit ingineria, dar a fost dintotdeauna îndrăgostit de istorie. Așa că acum face un master la Universitatea 1 decembrie din Alba Iulia. În semestrul 1 am fost integralist, în semestrul 2 de asemenea, acum sunt în al treilea. Cum vă privesc ceilalți studenți? Poate că și cu înțelegere și cu curiozitate, dar și, dă și semnale de încurajare.
După ce o viață a fost profesor de informatică în Valea Jiului, Grigore Boșneag s-a înscris la pensie la Facultatea de Arte din Timișoara. Are 68 de ani și a simțit că este momentul potrivit să se dedice picturii și sculpturii. Sesiunea nu este tocmai ușor de trecut, dar vârsta nu îl împiedică să învețe. Sunt și materii din astea în care ai de învățat, dar în rest trebuie să lucrez. Pe Carmen Gaza am întâlnit-o la examen. La 41 de ani și 2 copii și-a făcut timp și pentru studiu. Are un atelier de design vestimentar, iar acum învață comunicare și relații publice, ca să își promoveze mai bine produsele. Foarte rar cred că am lipsit. Am examene luate la zi. Potrivit unui raport al Ministerului Educației, anul trecut erau înmatriculați doar la licență aproape 35.000 de studenți de peste 35 de ani, cu 60% mai mulți față de acum 10 ani. În țările Europei de Vest avem procente de peste 10% din populație care urmează o a doua specializare. Un studiu publicat recent în renumita revistă The Lancet arată că fiecare an petrecut într-o unitate de învățământ crește speranța de viață. Analiza susține că riscul de mortalitate al unui adult scade cu 2% pentru fiecare an de școală. Învățarea pe tot parcursul vieții devine o necesitate. Cele mai căutate facultăți la peste 35 de ani sunt cele de comunicare, arte și limbi străine. O criză a gardurilor de protecție și a balizelor antiorbire pune în pericol deschiderea în timpul stabilit a unor porțiuni de șosele noi. Elementele sunt necesare pentru siguranța șoferilor și în lipsa lor, poliția rutieră nu aprobă deschiderea circulației, oricât de bine ar fi executată lucrarea. 14-12, cum se produce un transport, cum se urcă în camion? Acești stâlpi au sosit recent de la producătorul din Italia, pe șantierul șoselei de centură a orașului Târgu Jiu. Vor susține parapetele, fără de care nu se poate deschide circulația. Fusese recomandați la începutul toamnei, dar pentru că au ajuns târziu, traficul nu a putut fi deschis pe 1 decembrie, așa cum sperau autoritățile. Este nevoie de parapete și nu numai de parapete, material metalic zincat, cum sunt stâlpi. În România nu prea mai există băi de zincare. Țara noastră cumpără de la furnizori din Italia, dar tot de acolo iau și statele vecine, Ungaria și Bulgaria, așa că transporturile cu elementele necesare întârzie. Probleme sunt și pe șoselele unde gardurile de protecție au fost distruse în accidente. Cel puțin pe autostradă sunt minim 2 accidente pe zi. Șoferii, mare parte, lovind parapetul într-o parte sau alta, ori median, ori lateral. Avem circa 1100 de kilometri de parapet doar pe autostrada 1 și este foarte greu să avem capacitatea de a putea înlocui atât de mult parapet. Și balizele antiorbire sunt deseori rupte. Pe autostrada București-Pitești, de pildă, acestea sunt o raritate. În lipsa lor, șofatul pe timp de noapte devine problematic. Noi stăm în Germania. E cu totul altceva. Acolo peste tot pe peste tot, peste tot. Aici te orbesc inclusiv mașinile mici. În România există un singur producător de astfel de balize antiorbire, care abia face față comenzilor. Criza de parapete de protecție și de balize antiorbire riscă să se accentueze pe măsură ce sunt finalizate noi tronsoane de șosele, dacă cei care le construiesc nu se vor putea aproviziona la timp cu cantitățile necesare. Olandezii își doresc liniște în orașe, mult spațiu verde, dar și locuri în care să facă mișcare. Utrecht este recunoscut în întreaga lume pentru asta, după ce autoritățile au regândit și reconstruit orașul în întregime. O autostradă a dispărut pur și simplu din centru, iar pe unele străzi mașinile nu sunt văzute cu ochi buni. În prezent, în Utrecht se construiește și primul cartier gândit complet fără autoturisme. O echipă de la Inspectorul Pro a vizitat locul și vă arată proiectele inovatoare. Utrecht este al patrulea oraș ca mărime din Olanda și se află la 44 de kilometri distanță de Amsterdam. A câștigat 11 premii europene pentru spațiul public urban după ce autoritățile au regândit și reconstruit întreaga metropolă. Rezultatul este spectaculos. A devenit cel mai prietenos loc pentru biciclete, are cea mai mare și bine conectată gară din Olanda și un transport public de invidiat. Aici am cunoscut-o pe Ruxandra, o româncă arhitect care îi ajută pe olandezi la planificare urbană. Tu ce faci în Olanda? Eu ce fac în Olanda? Acum sunt lector în mobilitate urbană la Universitatea de Științe Aplicate din Amsterdam. Adică este unul dintre profesorii universitari care învață pe copiii olandezi cum să gândească planurile urbane ale orașelor din viitor. Este plecată de 10 ani în România și a lucrat o perioadă și la primăria din Utrecht. A făcut parte din echipele care au transformat complet orașul. Ne-a fost ghid și ne-a arătat exemple concrete. În centru, autoritățile au desființat o autostradă urbană. Acum e zonă de recreere.
Am ajuns într-o zonă în care până acum 3 ani pe aici trecea o autostradă care avea numai puțin de 9 benzi de circulație. Acum totul s-a transformat, trece un râu pe aici, există un parc, băncuțe și oameni care se plimbă și se bucură de această zonă. În loc de 9 benzi de circulație, în momentul de față sunt 2 benzi de circulație, iar restul de spațiu a fost distribuit între pietoni, bicicliști, spațiu verde. Timp de 25 de ani, autostrada urbană a umplut centrul de zgomot și poluare. Autoritățile și-au dorit să redea locul naturii și să reconstruiască zona așa cum era ea odată. Transformarea a durat 20 de ani. S-a lucrat pe porțiuni fără blocarea circulației, astfel încât metropola să funcționeze, iar efortul a meritat. I'm living there and I'm walking here every day with the dog. Three times a day. The dog and I, I'm very happy. 10 years ago, something like, it was terrible. You know, I even had respiratory problems. S-a dovedit într-un final a fi o greșeală de planificare urbană. Și cum de nu s-a aglomerat, să reduci de la 9 benzi la 2 benzi? Cu cât adaugi o bandă de circulație în plus pentru autoturisme, cu cât atragi mai multă circulație auto, deci este un soi de cerc vicios care nu se termină niciodată. Așa că autoritățile locale au făcut pasul înapoi, iar Utrecht este renumit astăzi în întreaga lume pentru planurile de reducere constantă a drumurilor permise autoturismelor, dar și pentru alternativele create, transportul în comun și pistele pentru biciclete. De câștigat au câștigat oamenii, spații de recreere și zone verzi. If you come back in 5 years, there will be only one lane each direction. Really? You yeah, want this to is change? Heavy. This look at all these cars. To me, this is heavy traffic. Discuția noastră a durat doar câteva minute, timp în care șoseaua s-a și eliberat. Okay. But to give you an idea of how we deal with the existing and the new infrastructure, we have over 100 people working only in the Department of Mobility. Wow! Only. Wow! 100 de oameni care gândesc viitorul unui oraș. Transformările sunt într-adevăr spectaculoase. Pe unele străzi există chiar și indicatoare rutiere pe care scrie că autovehiculele sunt musafire. It's just informing. Be aware. A lot of cyclists here. Drive slowly. Respect the cyclists. Iar în alt loc există un pod special pentru bicicliști și pietoni care servește în același timp drept acoperiș pentru o școală. Construcția traversează canalul Amsterdam-Rin. Spațiul era foarte limitat, s-a ales o soluție foarte inovatoare cu podul plasat pe acoperișul școlii. Cu astfel de inovații, Utrecht are acum o rețea impresionantă de piste pentru ciclism. Așa arată cea mai aglomerată dintre ele. Pista face legătura cu parcarea subterană, gândită special pentru vehiculele pe două roți. Aici este intrarea către cea mai mare parcare de biciclete din lume, sub gara centrală. Incredibil! Da, este un parcaj pe 3 niveluri, cu 12.500 de locuri de parcare pentru biciclete. Imaginează-ți ce ar însemna ca spațiu 12.500 de autoturisme, de fapt, în loc de biciclete. Ar fi imposibil. Arhitecții au decis să construiască parcarea sub gara centrală, după ce studiile au arătat că 60% din oamenii care folosesc trenul în Utrecht vin pe bicicletă. Zilnic trec pe aici 250.000 de călători. Așa s-a justificat ideea unui proiect atât de mare. Aici, dacă îți parchezi bicicleta, poți să te duci direct la trenuri, deci este un tunel care leagă direct parcajul de biciclete cu trenul, deci nu mai trebuie să ieși afară. Nu este plină niciodată pentru că este supradimensionată din start, pentru că așa ceva nu poți să extinzi după 3 ani. Cel mai recent plan de design al autorităților este construirea unui cartier cu 10.000 de locuințe, gândit complet, fără mașini în interior. Va exista doar cât un loc de parcare la fiecare 3 apartamente, dar asta nu înseamnă că oamenii nu vor avea autoturisme, ci că le vor lăsa la marginea zonei rezidențiale. Mai e mult până o să ajungem să gândim la fel, dar administrațiile locale se pot inspira din modelul olandez și poate cândva vom avea și noi orașe mai prietenoase, cu multe zone pentru plimbări și relaxare, în detrimentul traficului aglomerat. Între
timp, România promovează destinații turistice din toate regiunile la primul târg internațional de profil din acest an organizat la Madrid. După ce au dat greș de câteva ore, cei din delegația noastră au pregătit acum diverse activități și speră să convingă cât mai mulți străini să ne viziteze. Bugetul alocat este aproape dublu față de anul trecut. Timp de 5 zile, aceste peisaje vor rula pe monitoarele amplasate la standul României de la Târgul de Turism din Madrid. Vizitatorii sunt așteptați cu produse românești și diverse activități meșteșugărești. Prezentăm România așa cum o vedem noi, frumoasă, unică și deosebită. Deplasarea a costat aproximativ 116.000 de euro, dublu față de anul trecut. O agenție de turism promovează circuitele turistice între 5 și 10 zile, în orașe precum București, Brașov sau Suceava. Străinii sunt invitați să stea la conac și să guste produse tradiționale. Ne dorim să promovăm city break-urile, turismul de city break-uri, ne dorim să promovăm rutele culturale cu care ne mândrim, gastronomia românească și, nu în ultimul rând, cultura, civilizația și istoria țării noastre. Potrivit Institutului Național de Statistică, anul trecut, în 11 luni, au ajuns în țara noastră peste 13 milioane de turiști străini, în creștere cu 16,9% față de perioada similară din 2022. Totuși, mulți au ales România pentru că este o destinație ieftină. I love Romania. I think in Spain we have an idea that is not true about Romania and it's a beautiful country. The food is amazing and the people is so nice. We were looking for a cold place and we thought, oh, Romania is not a, you know, typical place to go. So we decided to go there. I have a friend here and that's why it's been 2 weeks now maybe and not really, no plans. România are un potențial uriaș pentru turism, spun specialiștii. Orice eveniment care susține turismul românesc este de bun augur. Atunci când vorbim despre turism, trebuie să luăm în calcul două elemente. Pe de o parte vorbim de componenta economică, nu-i așa? Ne dorim să încasăm cât mai bine, ne dorim să avem un PIB la care turismul să contribuie cât mai mult, pentru că avem acest potențial formidabil. Pe de altă parte, în momentul în care faci turism, faci practic imaginea României. Anul acesta România va participa la 16 târguri naționale și internaționale. Persistă confuzia în jurul prăbușirii unui avion militar de transport al armatei ruse. Aparatul de tip Ilyushin-76 a căzut în această dimineață pe teritoriul rusesc, nu departe de granița cu Ucraina. O filmare de amator postată pe internet surprinde o aeronavă cuprinsă de flăcări care efectuează un viraj abrupt urmat de prăbușire. Impactul a declanșat o explozie puternică și o minge de foc. Ministerul rus al apărării acuză Ucraina că a doborât avionul în care s-ar fi aflat, susține Moscova, 74 de oameni, dintre care 65 erau prizonieri de război ucrainieni. Aceștia ar fi urmat să fie predați Kievului într-un schimb de prizonieri. Admițând implicit că au lovit avionul, ucrainienii au declarat inițial că la bord erau rachete S-300 pentru sistemul rusesc de apărare antiaeriană. Totuși, în urmă cu puțin timp, ucrainienii au precizat că Moscova nu le-a cerut securizarea spațiului aerian în regiunea Belgorod, cum s-a întâmplat la precedentele schimburi de prizonieri. Altfel spus, Kievul nu își asumă responsabilitatea pentru tragedie dacă într-adevăr la bord se aflau prizonieri ucrainieni. Donald Trump a bifat încă o victorie în cursa pentru Casa Albă după ce a câștigat alegerile primare republicane din statul New Hampshire. Cei mai mulți analiști sunt convinși că Trump nu mai poate fi oprit în drumul către nominalizarea partidului. Și totuși, singurul adversar rămas în cursă, Nikki Haley, a reușit să reducă simțitor diferența față de fostul președinte și joacă șansa până la capăt. Thanks. Alegătorii republicani din New Hampshire au votat în proporție de 53% pentru Trump, care și-a asigurat astfel o victorie clară, dar departe de triumful din Iowa, unde a câștigat la o diferență de peste 30% față de următorul clasat. Donald Trump, with his win in New Hampshire and with his earlier win in Iowa, becomes the first Republican candidate to win open races in both states since 1976. Și totuși, rivala lui, Nikki Haley, se dovedește capabilă să vadă partea plină a paharului. Radia când a apărut în fața susținătorilor. This race is far from over. There are dozens of states left to go. And the next one is my sweet state of South Carolina. At one point in this campaign, there were 14 of us running. And we were at 2% in the polls. Well, I'm a fighter. And now we're the last one standing next to Donald Trump. And today we got close to half of the vote. We still have a ways to go, but we keep moving up.
Acest fel de a vedea lucrurile i-a stricat toată bucuria lui Trump. Who the hell was the imposter that went up on the stage before and like claimed a victory? She did very poorly actually. And when I watched her in the fancy dress that probably wasn't so fancy come up, I said, "What's she doing? We won. We have no choice. If we don't win, I think our country is finished." Semn că evidenta creștere de popularitate a lui Nikki Haley îl macină. Trump a încercat să o atace în privința originii. Într-o postare a interpelat-o pe celălalt prenume al ei, Nimarata, Haley fiind fiica unor imigranți indieni. Trump vrea astfel să lanseze teoria falsă că fosta ambasadoare la ONU nu s-ar fi născut în Statele Unite și deci n-ar fi eligibilă pentru funcția de președinte. Pe de altă parte, Suedia a mai făcut un pas important în drumul său spre statutul de membru NATO. După 20 de luni de negocieri cu oficialii de la Stockholm și Washington, Parlamentul Turciei a ratificat cu o majoritate covârșitoare sprijinul pentru aderarea Suediei la Alianța Nord-Atlantică. Pentru a satisface condițiile puse de Ankara, Suedia a mers până la a-și reforma Constituția și a adoptat o nouă lege antiterorism, deoarece Turcia acuză țara nordică de indulgență față de militanții curzi refugiați pe teritoriul său. Dar ce i-a convins până la urmă pe turci a fost acceptul Statelor Unite de a vinde avioane de luptă F-16 și 79 de kituri de modernizare în valoare de 20 de miliarde de dolari. Acum Suedia mai are de convins Budapesta să-i ofere susținere. Ungaria trage de timp de luni de zile cerând Stockholmului respect, adică să înceteze politica sa de denigrare a guvernului ungar. În Marea Britanie crește alarmant numărul orașelor care își declară falimentul. Autoritățile locale din Birmingham, cea mai mare așezare care are dificultăți financiare, vor să scoată la vânzare parcuri, biblioteci și alte clădiri care aparțin Consiliului Municipal. Soluția i-a înfuriat pe localnici. Este ora ceaiului în acest centru comunitar situat în mijlocul unui parc din Birmingham. Subiectul arzător de discuție, intenția Consiliului Local de a vinde clădirea care găzduiește întrunirile localnicilor. It contributes to social cohesion. If you ever want an example of a multiracial society which is under a lot of pressure at the moment working, look at this one. You get rid of this. Where do we go? Oamenii au angajat avocați care să facă demersuri pentru ca anumite proprietăți să fie incluse în patrimoniul local protejat de lege. În acest fel ar împiedica autoritățile să le scoată la vânzare. Din 2021 încoace, 6 consilii locale din Anglia și-au declarat falimentul. În cazul orașului Birmingham, al doilea ca mărime din Marea Britanie, cu peste 1 milion de locuitori, problemele financiare au mai multe cauze. Laburiștii care conduc Consiliul Local spun că în ultimul deceniu au primit tot mai puțin bani din bugetul de stat în timp ce costurile au crescut. Situația a fost agravată de inflație și de faptul că orașul a pierdut un proces legat de drepturile la un salariu egal în instituțiile de stat și a trebuit să plătească despăgubiri de sute de milioane de lire sterline. Ca să mai potolească spiritele, Consiliul Local din Birmingham insistă că va consulta populația înainte de a lua măsuri dramatice precum vânzarea unor parcuri ori biblioteci. So what are their options here? Well, they could start to raise local taxes or cut services, or as the biggest landowner around here, they're already starting to sell off property. It's a bit like that stage in Monopoly when you've run out of money and your only option left is to get rid of your assets. Potrivit unor estimări realizate de Asociația Consiliilor Locale din Anglia, un oraș din 5 riscă să dea faliment anul acesta sau anul următor. Ceasul apocalipsei rămâne setat la 90 de secunde de sfârșitul lumii, la fel ca în 2023. Potrivit specialiștilor americani care analizează cât de aproape este în mod simbolic planeta de o catastrofă, amenințarea războiului nuclear rămâne valabilă în contextul războiului din Ucraina, dar și a celui din fâșia Gaza. În plus, printre riscurile existențiale identificate, se numără încălzirea globală și tehnologiile cu potențial destructiv, precum inteligența artificială. Ceasul simbolic al apocalipsei a fost înființat în 1947 de experți care lucrau la celebrul proiect Manhattan, în cadrul căruia a fost realizată bomba atomică. Prima oară ceasul a fost fixat la ora 23:53 de minute. Apoi în fiecare an a fost dat înainte sau înapoi în funcție de amenințările la ordinea zilei. Cercetătorii curioși au vrut să afle de ce dau câinii din coadă și de când există acest obicei. I-au studiat și pe strămoșilor sălbatici. Vă spunem ce au aflat după o scurtă pauză. După cum bine știe oricine, un câine care dă din coadă este un animal mulțumit, chiar vesel. Dar cercetătorii au vrut să afle ce se ascunde în spatele acestei bucurii. Un studiu publicat de revista Societății Regale din Marea Britanie arată că în vechime câinii dădeau din coadă pentru a atrage o atenție binevoitoare din partea oamenilor ca să pară mai potriviți pentru domesticire. Strămoșii câinilor lupii nu obișnuiesc să dea din coadă. Cu alte cuvinte, răspunsul trimite la evoluție și la șansele mai mari de supraviețuire.
Cu noutățile din sport a venit alături de noi Corina Caragea. Bună seara, Corina. Bună seara, Andreea. Bună seara tuturor. Este scandal înainte de Dinamo Rapid. De ce amenință rapidiștii că nu se prezintă la derby? Cum a fost prezentat Mutu de CFR Cluj și portarul naționalei era șomer în pandemie, iar acum câștigă 3 milioane de euro. Vedem imediat la sport. Mutu prezentat de CFR, planul secret prin care Mutu vrea să o lase fără titlul pe FCSB. Revoltă în Giulești la minus 2 grade, de ce refuză rapidiștii să vină la derbiul cu Dinamo. Povestea cu care moldovanii a impresionat pe spanioli, era șomer în pandemie și devine milionar la Atletico. La el ar trebui să apeleze Dinamo ca să scape de retrogradare. Gianni Chirița, antrenamente spartane în zăpadă. Greu fără Drăguș și Maxim și Mudică oprit din nou în Turcia, Nița a comis-o. Fostul dinamovist îndoiește și a făcut academie în Africa și crește fotbaliști pentru FCSB. S-a refugiat în România de război, a fost suspendată pentru dopaj, dar a ajuns în semifinale la Australian Open. Noua mascotă le-a purtat noroc, clujenii de la basket au fost la înălțime în Europa. A rupt internetul cu aceste imagini, cum îi imită pe mari antrenori din fotbal. Și curaj nebun pentru surferii care s-au luat la trântă cu valurile uriașe. Cum se anunță vremea mâine știe Iulia Pârlea. Bună seara, Iulia! Bună seara, Andreea! Bun găsit tuturor! Vremea se încălzește mâine și temperaturile urcă până la 10-11 grade în sudul României. Apar însă precipitații în multe zone din țară și se intensifică vântul. La munte a fost emis și un cod galben de vreme rea, valabil până vineri dimineață. Să știți că la peste 1700 de metri altitudine, vântul o să bată tare cu 80 până la 100 de kilometri pe oră. O să ningă și o să fie viscol, dar vă spun mai multe imediat după sport. Mulțumesc, Iulia, doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile pe site-ul nostru, știrileprotv.ro, găsiți toate informațiile momentului. La ProTV urmează sport, vremea, Last Year Beans și Survivor All Stars. Noi ne revedem mâine la ora 19. O seară excelentă tuturor!